Am plecat ardealule din tine, nu-i vina noastră, iarăși vom veni. N-am fost învinși, nu vom fi nici mâine, când ceasul miruintei va sosi. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi cânte, va tremura privind la ea. Noi te iubim că tu ai fost al nostru și viața pentru tine ne-am fi dat. Dar prin dictatul rușinos și monstru, înăuntru leopardul, dincolo de peisajul atractiv, o parte din vechiul pod, monument istoric, zace pe celălalt mal al Jiului. A fost aruncat și uitat acolo pur și simplu de aproape 20 de ani. Mai mult, peisajul este unul dezolant, ținând cont că în zonă sunt case, iar fierele au fost acoperite de vegetație. Au un monument istoric în paragină, în spatele curții. Pe lângă acest aspect, oamenii spun că s-au trezit în casă cu șerpi. Cum vi se pare? Păi, în ce stare este? Deplorabilă. Ați făcut demersuri și la primărie, am înțeles. Ați solicitat să vină să... Nu, n-am solicitat eu, au venit ei. Dar n-au putut să-l ia de aici și pentru defișat nu s-a ocupat nimeni, decât noi. Nu vă e teamă că v-ați trezit într-o zi cu un șarpe sau... Ba da. Nu mi-e personal, la vecina. Și defișat nu? De 5 ani. Da, era aici, da. Dar l-am defișat noi, în primii ani, și acum n-am mai avut timp, că am fost ocupați cu altceva. Iar dacă primăria nu a găsit o metodă să defrișeze în zonă și să ridice monumentul, alții scot bani din vânzarea fierului. Dezastru, foarte urât de tot. Nu e cea frumos. Mai pui întrebare, fură, să rupe. Vine seara când e tot la somn, atunci, nu ziua mea. Primăria n-a putut să-l ia, însă alte persoane găsesc modalitatea să vină să taie din el, să-l valorifice. Să vină, ca ia ajutorul social, să vină să facă curățenia aceea, pentru că degeaba ia banii, dacă nu veni să facă curățenia aceea. I-ați prins aici? I-am prins 2 țigani, dar ești mai mult. Ce făceam? Ură fer, mi se plăcut. Cum îl tăiau? Ei găsesc cu autogen sau dacă nu, cu electric. Problema nu este străină municipalității. Primăria promite că vor fi găsite soluții. Într-adevăr, cunoaștem această situație, încercăm să găsim cea mai bună soluție. Avem nevoie de un utilaj mare care poate ridica acele rămășițe de acolo, însă drumul este greu accesibil. Vom vedea ce situații există și ca să putem să îl luăm de acolo. Construit între anii 1894-1897, după planurile a doi francezi, podul Jiului a fost scena unei lupte din timpul primului război mondial. Armata germană nu a reușit să-l treacă și nici să cucerească orașul Târgu Jiu. Momentul a fost marcat printr-o placă memorială și mai târziu prin două tunuri. Podul a fost folosit exact atât cât au specificat constructorii, 100 de ani. Chiar înainte de a expira veacul, primăria a primit o notă din partea constructorului prin care era anunțată atingerea acestei limite. N-a fost scos complet din uz, însă a fost mutat la jumătate de kilometru în amonte, fiind în prezent un punct de atracție al parcului central din Târgu Jiu, nedespărțit de adevăratele comori ale orașului, sculpturile lui Brâncuș.